Polițiștii de la frontiera Petea au descoperit într-un autocar condus de un bărbat în vârstă de 53 de ani numai puțin de 423 de litri de alcool, fără documente legale. Ulterior, întreaga cantitate a fost ridicată în vederea confiscării. Existând suspiciuni că acesta transportă produse accizabile, polițiștii de frontieră împreună cu lucrătorii vamali au efectuat un control amenunțit asupra autoturismului. Astfel au fost descoperite mai multe bagaje în care se aflau recipiente de plastic care conțineau o substanță lichidă cu miros de băutură spirtoasă, pentru care șoferul nu a putut prezenta niciun document de proveniență. Bărbatul a declarat că urma să transporte întreaga cantitate de alcool unor persoane din Mar Britanie. În cauză se efectuează cercetări pentru săvârșirea infracțiunii de deținere în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării fără a fi marcate sau marcate necorespunzător.